sărbătoarea poate să fie fericită în măsura în care noi ne împărtășim din fericire. Fericirea nu este ceva pe care noi să o vedem sau să o ascultăm, ci fericirea se trăiește. Dacă vrem cu adevărat să sărbătoarea să fie fericită, trebuie să ne apropiem de Cel care vine cu această fericire și nimeni altul nu este decât Mântuitorul Iisus Hristos.